Senado. Garantat pentru noi. E doar pentru urmăritorii noștri. Bună, Betty! Bună! Bună, Carina! Hai că v-am adus o mașină nouă aici la filmat. Cred că vă place mașina asta. Vă mai dăm așa de lucru, că prea stăteți aici, nu? A venit cu o mașină nouă. Da, nu venim așa cu orice mașină. Din Franța. Vă aduc fetele cele mai bune mașini de știe. S-a singură. Am pus-o. S-a oprit, da? O mașină japoneză făcută în Franța. În Franța, da. La ia uzi, mă, tot cu francezii, a? Tot cu francezii. N-ai, mă, cum să scade. Băieți, noi vă lăsăm să vă facem treaba. Să vă faceți treaba. Vă lăsăm să vă facem treaba. Vă facem să vă așa. Bine, vă, na, ne vedem. Ne revedem imediat. Nici în activitățile voastre. Așa, noi avem treburile noastre. Mergem să ne facem unghi și chestii așa. Pa, pa. Să vă îndreptați la așa. Hai, pupi, pa. Pa. Pa, Cari! Vezi, tot timpul te lasă femeile când ai mai mare nevoie. Deci ne vedem la mine! Avem nevoie. Așa. Ce avem aici, domnilor? O premieră! O posibilă premieră națională. Premieră, da. Depinde de tine cât de repede o urci. Da. Păi nu, că... Până mâine nu mai filmează nimeni. Având în vedere că avea... Având în vedere că atunci când am ridicat-o de la dealerul Toyota Nord, căruia îi mulțumim că ne-a pus-o la dispoziție, și avea 90 de kilometri, nu cred că mai a avut-o nimeni la vreo prezentare. Da. Și eu am mai găsit-o pe YouTube filmată de un pins cu cont de YouTube și atât. Refuz să plec fără să-i dau mânușile. Refuz să plec. Aruncă-i mânușa! De rog frumosiale! Da. Yaris este un nume în lumea mașinilor de clasă mică, pe lângă numele sonor al producătorului. Și se face de mulți ani și a avut mai multe nume, că de fapt Yaris-ul e numele european, dar da, pe la ei pe acolo îi spune... Sunt 9 milioane de Yaris-uri produse, iar numele Yaris este ales pentru piața europeană de către Toyota dintr-o combinație de doi termeni, să zicem. Primul ar fi Iaul din germană, și Caris, care este lege din mitologia greacă, soția lui Hephaistos, meșterul, zeul metalurgiei și de treia sub pământ. Interesant. Adică e o chestie foarte studiată. Ce faci, Carina? Nu pornește? Mâncare la tine. Nu mai dat de mâncare la mai dat. Pe noi. E fetiță. Am înțeles. Are dreptul să mănânce că e fetiță. O să ne strice filmările. Domn Mihai? Domnul Cosmin? Cineva a citit mitologie greacă? Nu, am citit despre Toyota. Nu. Da, e oricum, mai mulți producători au chestiile astea cu numele inspirate și Tiguanul, de exemplu, e de la Tiger și Iguana, mi s-a părut hai interesant. Hai să ne primăm pe lângă ea ca să o vadă și oamenii. Da, bă, arată mișto, adică gândiți-vă de... că trebuie menționat, asta este hai cea mai ieftină variantă. Hai să vedem din față, că din față e cel mai frumos. Da, arată, parcă cel mai... Este varianta Eco, cea mai ieftină, este aproximativ 18.000 de euro, cea mai scumpă Dynamic Prestige, parcă se numește, este 23.000 de euro și o să apară și aceea pe filmare, o să-i fac eu niște cadre la interior în showroom. Ideea este că nu e matriculată și nu aveam cum să-i facem un review ca lumea. Și până la urmă, cu prețul ăsta, cumperi o tehnologie și ai libertatea de a-ți o configura interior cum vrei, dar în standard vine cu... suficient de multe chestii cât să o ai pentru mersul în oraș de zi cu zi, că pentru asta ai făcut, e clar. Da, mers în oraș. Ar mai fi o mașină pentru flote, din punctul meu de vedere. Este o mașină pe care o cumperi pentru fiabilitate, nu o cumperi pentru, da, nu și știu costul ce redus. Interior. Și ba da, pentru că Yaris este renumit pentru spațiul interior, era cea mai spațioasă mașină. Și în continuare asta, de exemplu, folosește platforma GAB asta nouă, care e, are, frumoasă, e mai mică frumoasă decât cea veche pe afară, dar prin faptul că are ampatamentul și ecartamentul mai mari, ai mai mult loc în interior disponibil. Adică în clasa ei chiar tu spuneai că în spate se stă. Eu cel când m-am urcat prima dată cu mulți ani în urmă într-un Yaris, cred că cu două generații în urmă, am fost șocat de cât loc era în spate față și de o mașină. Se vede păi că e o mașină... Păi stai, am făcut. Nu, parcă am... Nu, n-avem Yaris, modelul ăla nu-l avem. Ce avem? Auris? Ce... Cred că Auris. Am prezentat amândoi când ploua. Nu, dar nu a fost ceva. Nu, mai, oricum, Yaris-ul ăla nu l-am prins niciodată. Dar e interesant. Și o dovadă, nu mai explic eu, pentru că mașina asta chiar cred că e gândită special pentru piața europeană, este că în America ce se vinde acolo ca Toyota Yaris este de fapt o Mazda 2, cu emblemele schimbate. Deci e o colaborare care are o bătaie mai amplă între Mazda și Toyota. De exemplu, eu am aflat recent că
noile vehicule hibride ale lui Mazda folosesc motor de Mazda, dar cu cutia asta ECVT, cu power split device-ul de la Toyota. La fel a făcut și Ford. Și în viitor o să existe și un 6 cilindri în linie Skyactiv G, care va fi montat și pe Lexus-uri, și pe Toyota, și pe Mazda. Deci e un început de colaborare. Da, bă, arată bine, adică deci, arată chiar am făcut bine. O postare comică pe Instagram, că seamănă foarte mult cu botul lui Davy Jones, piratul ăla cu tentacule din Pirații din Caraibe. Și asta, deci ce vedeți voi, e ce ar numi românul afectiv cheal, în sensul că este cea mai ieftină din lista ei de preț. Și eu zic că arată binișor. Și o chestie mi-a plăcut, consumul, frate. Deci l-a mers cum merg eu când vin aici. 5,2. Deci cu 140 pe autostradă și adică o medie pe sate. Responsabil, da, dar vesel. Adică mi se pare un consum bun și e real. Adică mai ales pe oraș poți să scoți undeva la între 4,2 și 5. Ei dau 4,2 la carte. Între 3,7 și 4,2. Evident că nu o să obții chiar atât de puțin și promite ceea ce... Nu, livrează ceea ce promite. Adică chiar ai niște costuri. Asta e un produs corect, exact. Să le spunem ce motor are. Da. Da. Că nu prea spunem, ai văzut în foarte multe episoade. Pentru unii spunem mai multe despre ele decât ce fie ceva neplăcut, pentru alții ceva plăcut. Ideea e că mașina are 116 cai și 141 de Nm prin sistemul combinat hibrid. Individual luate bucățile, motorul termic are 92 de cai și 116 Nm sau 120 și motorul electric propulsor, adică motor generator 2, are 80 de cai și 141 de newton. Asta o plasează undeva mai jos decât Jazz-ul, de exemplu, și pentru că are și alt sistem. Și motorul este un 1.5 aspirat în 3 cilindri. Din păcate pentru unii, din nu contează pentru alții. Pentru că înțeleg logica, motoarele astea cu 3 cilindri nu sunt cele mai rafinate prin funcționare. O să fac eu un episod tehnic despre chestia asta, că n-are rost să poluez review-ul ăsta cu asta. Dar cert e că e un motor modular, adică este exact motorul de 2 litri M20A la care se scoate un cilindru. Și asta înseamnă că poate fi făcut în aceeași fabrică. Dacă mergeau pe vechiul 1NRZT ăla care era cu 4 cilindri și 1.5, trebuia altă linie de producție, costuri, nu respectau emisiile și așa că e modular. Deci care nu gustați motoare în 3 cilindri, să știți că mașina asta are. Hai să le explicăm cu farurile. Da, uite, că chiar e o chestie nouă la aceste faruri. Adică eu n-am mai întâlnit-o până acum. Avem un far cu halogen în spatele unei lupe. Dar când se vor schimba fazele, avem sistemul de la Big Xenon, de la farul cu Big Xenon, acea tablă care mișcă becul în altă poziție. Și se și aude clicul ăla mecanic. Interesantă. Și sincer chiar se văd bine și în standard farurile sunt automate, adică schimbă faza la drum cu senzorul de lumini din parbriz și pe echipările superioare ai acces și la lumini pe LED. Mașina poate să fie foarte full, dar dacă vrei să fie de invidiat, mai trebuie să dai 5.000 de euro, e simplu calculul. Mi se pare un cost decent pentru niște opțiuni, adică în banii ăștia o să primești jante pe 17 cu senzori, niște roți de vară bune, ai faruri pe LED, cameră de marșarier, un sistem de navigație de 8 inci, asta are de 7. Bă, ar cam trebui să discutăm despre ce înseamnă Kiel, că... Da, Kiel eu numesc aici cea mai mică din gamă și eu numesc umoristic ca să înțelegeți voi, dar mașina nu este spartană. Adică m-a surprins pe partea de sisteme, are toate sistemele posibile, deci pilot automat adaptiv cu plecare de pe loc din buton, urmărește mașina din față. Centrează banda, păstrează banda, face corecturi la curbe, te anunță la intersecții când dacă vii cumva hotărât într-o manevră și vine cineva din față, mașina va frâna singură. Fazele astea automate la far, hill start assist, adică e no cost, chestia asta o ai standard. Are o tijă invers, cred că în stânga acolo. Cumva sistemul ăsta mi se pare mai practic pentru o tijă, că faci totul cu mâinile aici, adică de exemplu nu trebuie să faci dale așa să te înclini, să... În puținele ocazii în care deschizi capota la o mașină din asta, să știi cum se face. Deci aici e agregatul, se numește M15A și e un motor din seria asta nouă, Dynamic Force, care și-a propus să le facă atât mai eficiente cât și mai plăcute la condus. Cred că mulți, dacă aveți deja hibride din astea mai vechi, vă plângeți de faptul că nu prea trag sau că sunt...
zgomotoase. Uite, mașina asta nu e chiar așa, chiar trage bine. Adică la 116 cai pe o tonă 100, mașina se mișcă foarte bine. Are 109,7 și 80-120 are undeva în 7 secunde, adică e comparativ cu o benzinară mai puternică. Ea se vinde și în 1.5 aspirat normal, care are 120 de cai tot în 3 cilindri. Și cred că motivul principal al existenței acestui motor este că noua platformă are designul ăsta mai îngust și nu ar fi încăput ok un motor de 4 cilindri. Așa că ăsta de 3 are cursa foarte lungă, 3 cilindri lungi și înguști. Și e împachetarea mai ușoară. Folosește o grămadă de tehnologii, printre care distribuție variabilă pe lanț. Și aici, dacă ne vedem, ăsta este electric, cel care este pe admisie, pentru că acesta simulează ciclul Atkinson sau Miller, cum preferați. Iar în partea asta este electrohidraulic, pe partea stângă. Păi și ăștia îi oprește doar un piston, înseamnă? Nu oprește nimic. N-are deconectare. Că practic doar oprirea se face din supape, dar ăsta practic îți variază poziția la care se deschid supapele și 12 supape, fiind 3 cilindri, distribuția este pe lanț, pompa de ulei e integrată în zona asta de capac în jos, nu are deloc curea de accesorii și asta înseamnă că nu vei avea probleme pe viitor cu mentenanța acesteia, deci toate pompele de apă, aer condiționat sunt complet electrice. Și asta înseamnă că atât în mod electric poți avea aer condiționat, cât și în, adică motorul nu trebuie să fie pornit ca să ai aer condiționat. Cu căldura însă nu are pompă de căldură, așa că când va fi foarte frig iarna, motorul va sta mai mult pornit pentru a produce căldură. Marea inovație nu cred că e motorul, care oricum are destul de multe tehnologii și din păcate nu cred că va ține 1 milion de kilometri, așa cum erau renumite Toyotele pe vremuri, că nu se mai fac mașini care să țină atât, nu mai au rostul economic, să nu o să mai țină lumea atâte mașini. Adică, să zic, un șofer care are bani și are permisul luat oarecum recent, nu cred că o să țină 15 ani o mașină nouă pe care o cumpăr acum. O discuție pe care o putem purta la podcast. Câți kilometri mai facem cu o mașină? Sau cât de mult înseamnă niște kilometri mulți. Ceva de genul. Asta mi-a sugerat un urmăritor. Și motorul nu va putea fi reconstruit, pentru că, de exemplu, are scaunele de supapă făcute cu laser. Sunt o felul de finisaje, tratamente ale metalelor, care nu pot fi refăcute decât în fabrică. Și de asta motorul probabil are o durată de viață optimă de undeva la 300-350.000 de kilometri. Dar să fim serioși, cu un Yaris ăsta câți kilometri să faci în oraș? Adică 10 ani mașina ține fără probleme. O baterie de 1 kW în spate. Și adevărata inovație este în continuare sistemul ăsta Hybrid Synergy Drive, care e pe Toyota de 97 și mi-a plăcut că în pliant este accentuată chestia asta. Pe el scrie, nu schimbăm ceea ce merge, mândri inventatori ai sistemului din 1997, cam așa ceva. Și practic e atât de complex sistemul ăsta încât ar necesita ore întregi de discuție. Așa că o să-l rezum cumva mai simplu. Deci gândiți-vă la un butuc, un pinion mare, care se numește Power Split Device, după cum îi spune denumirea în engleză. El colectează sursele de energie, adică ai odată motorul termic, care intră pe inelul planetar, adică la median. Pe inelul central, pe pinion, intră motorul electric mic, care este totodată și un generator de curent și demarorul mașinii. Adică la mașina asta nu vei auzi tâgâdâmul ăla când ai la cheie, mai exact n-auzi nimic, pentru că în momentul în care rotești cheia doar scrie ready. Așa, știi că e pornită. Și mai are încă un motor electric mare, cel de 80 de cai și 141 de Nm, care este conectat direct la roți, însă printr-un fel de mecanism de demultiplicare, are acolo niște pinioane. Și practic acest power split device este un fel de boală în care se adună elementele astea. Și sistemul decide când merge motorul termic, când merge cel electric, cum recuperează energia. Efectul de CVT al cutiei se obține din faptul că motorul termic și cu motorul electric mic generator sunt două surse care se rotesc independent la turații gestionabile, egale, diferite. Și așa obții efectul ăla de variație continuă, care este ECVT, deci asta nu are cutie de viteze la modul tehnic. Și e un pic mai complex sistemul și are foarte multe moduri de operare pe care nu ți se, ele nu ți sunt arătate pe ecran.
Cert e că tu apeși pedala, mașina merge, ea decide când recuperează energia asta și cel mai important este că ai niște moduri de rulare. Ai un mod normal, un mod eco și un mod power. În funcție de cum le alegi, mașina răspunde diferit. Adică pe modul power chiar trage bine, bine pentru ceea ce este ea și pe eco va căuta tot timpul să înmagazineze cât mai multă energie. Poate de asta și sunt consumurile astea mici. Adică mă gândesc că varianta pe benzină consumă cel puțin 2 litri mai mult, neavând ajutorul merge ăsta mai mult, electric. Merge, da, motorul merge deștept. Motorul termic mai mult. Motorul ăsta termic chiar este deștept, adică e prima dată în mulți ani când Toyota a făcut un salt destul de mare în tehnică, pentru că, de exemplu, o chestie ciudată, Lexus-urile IS noi, deși sunt identice ca format cu Toyota RAV4 hibrid pe parte de putere, folosesc motoare diferite. Lexus-ul are o generație mai veche de motor. Dynamic Force-ul este băgat pe RAV4 și pe astea. Și au optimizări. De exemplu, motorul ăsta nu necesită un arbore de echilibrare pentru că merge destul de turat când merge. Alea pe benzină pură au și un arbore de echilibrare. Au arborele cotitie de fazat, adică centrul pistoanelor nu coincide cu centrul arborelui cotit și pentru că există acest decalaj sunt protejate cămășile. Are blocul și chiuleasa din aluminiu și sunt cu răcire separată, însă cămășile cilindrilor sunt de oțel și asta dă o rezistență bună motorului, zic eu. Nu-i forțat, având doar 90 de cai, adică practic e un motor aspirat normal la bun ciclu ăsta. O compresie a lui e 14:1, dar aia reală e probabil vreo 9 din supapele alea și eu zic că indubitabil va fi un motor fiabil. Toyota a avut de foarte puține ori probleme. Au fost însă, de exemplu, seriile de 2.4 aspirat din 2007-2009 consumau ulei ca ATS-urile, grav, adică. Și Toyota a recunoscut că au fost niște probleme și a făcut niște rechemări la care s-au schimbat pistoanele. Pe o serie din asta mai recent au mai fost niște pistoane cu cotă greșită montate, probleme la blocul motor, din nou au făcut rechemări, au schimbat. Dar în rest, eu zic că brandul ăsta înseamnă, e asociat cu fiabilitate. Și cred că sunteți deja mulți posesori de japoneze care, mă rog, de Toyota, că aveți, am văzut prin comentarii mulți care aveți și Toyota benzină și diesel și nu prea ai ce să le reproșesc pe partea asta. Ia zi, domn Mihai. Știi că ne-au zis foarte mulți, ați început să lăudați la mașinile astea noi, să arătăm și părți critice, să fim și critici. Vreți să fim critici? Păi cred că a spus la destul de multe lucruri. Dacă cineva vrea să audă și să audă... Să le vadă, nu să le audă. Adică dacă ar fi să concluzionez, critica mea este că era frumos să fie 4 cilindri. Adică comparând cu Jazz-ul, care este competitorul direct, ăla e puțin mai rafinat în funcționare. Nu neapărat că vibrează, scump. Dar e puțin mai scump decât asta, deși Crosstar-ul e mai scump la standard. Se aseamănă ca preț cu varianta premium a ăsteia, adică aia care e 23.000, pentru că nu găsești Jazz la 18.000. Dar sunt abordări diferite ale aceleiași probleme. Asta odată și faptul că motorul ăsta cu toți senzorii și tehnologiile astea, nu e clar că, nu știu, după 15 ani, de probabil fapt, nu va mai atunci fi. Știu, da. Și n-ai, adică nu poți să zici, noastră e o presupunere. Se, vor... Poate o să meargă bine. Asta zic. Da. N-ai de unde. Totuși sunt niște ingineri mai capabili decât oricum, Toyota, nu știu cine are ingineri. Toyota e cu o mutare, cu trei mutări de fapt înaintea tuturor celorlalți. Și au avut tot timpul motoare rafinate și din nou, inclusiv genul ăsta de mașină. Ia zi, domnule, asta nu o cumperi. Să nu uiți că pe urmă o să ne tragă de mână că nu că le arăt, și pe... Nu, dar genul ăsta de mașină nu o cumperi, domne, îmi cumpăr Toyota Yaris hibrid să o păstrez. Îmi cumpăr Toyota Yaris hibrid să mă folosesc de ea. Vreau să mă cumpăr Land Cruiser. Îmi cumpăr Toyota Land Cruiser și o păstrez pentru 20 de ani. Da, adică nu știu, mi se pare asta puțin este efectiv mașină de consum și mai ales mașină cu care să faci bani. Și să rămâi la sfârșitul zilei cu bani în buzunar datorită tehnologiei ăsteia. Mi se pare puțin forțat să emiți pretenția ca o mașină nouă să țină 1.000.000 de kilometri necondiționat fără. Nu mai sunt vremurile alea. Toate testele, dar nu știu cine merge atât, dar dar toate testele de care fabrica, toți fabricanții le fac, se opresc la 300.000 de kilometri. Da. Gen broaștele, gen ștergătoarele, alea, nimic da. Nu trece de această cifră, restul mai e ca pe vremea că Mercedes. Foarte multe mașini, să zicem că duc peste kilometri ăștia dacă sunt folosite în timp în ani puțin, adică să n-apuc ce să îmbătrânească, să ajungă la 15 ani, dar fabrica
niciodată, niciunul dintre fabricanți. Cred că numai la Cobra a existat chestii din astea. Doamne, ce am făcut, noi mergem 1.000.000 de kilometri. O chestie care e un trend nou în lumea auto, mă rog, neau de câțiva ani. Motorul ăsta are ulei care are 0,20. Greutate, nu, este 0W8. Deci este o apă, vă dați seama. Asta e și o problemă în timp. Adică uleiurile astea sunt puse ca să elimine frecările, dar cam elimine și fiabilitatea de multe ori. Adică dacă asta recomandă producătorul, măcar în perioada de garanție aia, dar parcă nu știu ce să zic, în timp. Dar vreți, nu vreți voi să ne plimbăm un pic cu ea? Să vedem. Și să nu mai înghețăm? Fapt și cum e înăuntru. Exact. Arătăm în mers. Nu că nu. Hai să testăm spatele, să vedem dacă este adevărat. Ai venit tu cu ea? Cine a mers în față? Eu am stat acolo. Portbagaj? Arată, hai la portbagaj. Nu știi portbagajul cum e? Clasă. De aici. Și sub. Adică nu poți să zici că este foarte încăpător, dar nici nu există pe aceea. Da, clasa dar pentru asta, de rezervă... roata 10. Pentru roata de rezervă de dimensiuni. Dimensiuni normale, exact. Nota 10. Hai să zic, singura chestie mi-ar fi făcut, de exemplu, să aibă aici, așa cum pare placa asta. S-o pot pune mai jos. Exact, s-o pui mai jos. Las-o, Vlad, dar are roată de rezervă, ceea ce... Da, eu, mai ales pentru flotă. Pentru orice. Contează chestia asta. Banchetele sunt rabatabile, 50 cu 40 și variante, are și o variantă cross Yaris din ăsta, care va fi mai mare, ci care are 80, 40, 20. Ia și alea de pe banchetă, ca să le punem aici. Ca să vedem cum stăm în spate, dacă să vedem cât de încăpătoare e în spate. Clarinetul, da? Hai, domnii, hai, stai să te filmezi de aici. Uite, o critică ar mai fi acasă chiar tu, vă da, piano black ăsta aici, arată frumos, dar o să fie în timp, vă dați seama. Da, o să fie o mătuială acolo. Problemă. O să se poată polișa. Uite, n-am stat, nu știu dacă... Stai să-l filmăm pe Mihai. Nu știu dacă în cap eu chiar la... Hai să mă pun în față, să reglez cum aș stai eu în față. Nu trebuie să te urci la volan, știi? Mă urci la volan, că așa e, ăsta e prea pe spate față de cum aș sta eu, de exemplu. Da. Vreau să mă filmez aici, mă filmez. Imediat, stai așa. Ești ok acum? Aș putea să merg așa, confortabil. Bun, hai să vedem. Cum în cap în spate. Să spunem și înălțimea, că nu toți care ne privesc. Acum cred că am 1.95 cu tot cu Adidas și ăștia, dar 1.90 am eu normal. E un pic mai problematic cu capul. Da, mai zis eu, urcat într-o mașină exact. Durează câteva secunde, contează cum stai când ești în ea. Și din punctul meu de vedere e bine. O idee la cap. Da. Stai să vin și la mine. Deci dacă acești domni au avut loc... În spate e loc în ea. Bine, și la Toyota găsim plasticul ăsta Euro 6. Dar uite, uite fii atent, o critică. De exemplu, în momentul în care închizi ușa, stai. Poziția în care e pusă îți vine fix în genunchi. Și e poziția de închis. Și e poziția de închis maxim. Mă rog, aici asta bine că asta poate fi scos și întors invers, știi? Oricum ai electric. E loc în ea, pentru o mașină de clasă mică este loc. Sau alt detaliu interesant? Stai să vă iau și la cap. La cap e. Bine, stai să-mi scot și cascheta. Plafonul scobit aici și în cap. Adică dacă încăpem noi, eu zic că încape un om normal. Asta zic, că cu voi e noi chiar testul suprem. Extreme. Și o chestie interesantă, observ acum, deși n-are mâneră în spate. Dar uite că au scobiturile astea aici, vezi? Uite, are de ăsta, de prindere. Păi, exact, numai de asta e scobit plafonul, ca să au dea aici, mai mult spațiu la... Aici au o scobitură și aici, uite, deși n-are mâneri, au pus o agățătoare. Să poți să folosești. Să-ți pui sacoul. Tavan. Ideea e că echipările superioare vin cu... o tapizerie mai bună, ai guri de-astea, prize USB în spate, geamuri electrice, da, cam asta e. Hai să ne plimbăm cu ea. Bun, stai eu în spate. Da, clar, iar eu conduc. Deci ce tare. Gata. Ai briceag, Mihai, la tine? Am cheie, îmi plac. Mie tot timpul mi-au plăcut și îmi plac mașinile care au cheie. Da, și acum ai pornit. Nepregătit pentru conducere. De ce scrie? Acum zic că cine nu era cine stă? Cine stă pe locul din spate mijloc. Da. Te arată aici, te văd. Bă, da, au locul din spate mijloc. Bine, de probabil la locuri. Copii sau acum ceva. Acum ești pe locul dreapta spate. Mamă, stai că mi-e greu. Unde-i cintura? Stai așa. A, ce vreți? Bagă el de afară. Acum suntem pe benzină. Nu? Da. După zgomot. Și vezi care... Ok pentru reset. Da, la oricum e... Da.
mediu. Are tot felul de crănașe. Văd că are multe șmecherii. Că de aici, uite, stânga, dreapta, se schimbă modurile astea. Ăla, ăsta e afișajul de consum care e reglabil, poți să pui tot felul de chestiuni. Următorul e radarul ăla automat și cu... Domnul Cosmin, plecam? Semne, ceva. Da, din punctul meu de vedere, cred că e bine. Are multe setări de sisteme și afișajul, poți să-l modulezi. Mergem pe piatra cubică. Da. Să o vedem și dă-mi un drive. Păi pune frân. Păi e frân. Ah. Da, are o clemă de-astea aici. Toyota. Și... Scaunele la versiunea aia Premier, care e cea mai scumpă, sunt foarte mișto. Așa, astea nu sunt fraiere. Da, nu sunt confortabile, dar alea sunt... Toyota a avut scaune bune tot timpul, la toate modelele. Okay. Încărcătorul wireless în partea asta, mă rog, asta are o climă simplă, e aer condiționat automat, care nu-i pe două zone. Las că la mașini de ăștia mici chiar n-ai nevoie de două zone. Android Auto, Apple CarPlay merg și wireless, în funcție de varianta telefonului. Ideea e că atunci când ai telefonul conectat, apeși butonul aici și ți apar asta. Și e destul de ușor de setat, aici e sistemul fluxul de putere, care ți arată starea bateriei și cum se consumă power energiile. Și ai și moduri de rulare, că dacă dai pe power acum, o lasă pe normal. Da. Oricum se mișcă bine. Da, merge se bine. Mișcă deci bine, are bine. Cu aproape 20 de cai mai mult decât generația anterioară. Și mai puternic și electricul și termic. Și e bună, e bună dinamică, așa, da, răspunde bine. Da, bine. Un pic locul interior bine, dar e și frumoasă, are fețele astea, da, de e... frumoase așa. E un loc de clasă mică, la media, să zicem, producătorilor. Da. Parcă să zică, nu știu, mi s-a părut în Fiesta, mi s-a părut mai mult. Și ce mai are poate neplăcut în echiparea asta, are doar două boxe, nu știu, din față și care geamlele manuale. Dar dacă stai să te gândești exact cum am zis și noi, prin faptul că e o mașină totuși gândită și pentru flote, mă gândesc că este... gândite special, adică dacă tu faci curierat cu mașina asta sau cum, n-ai nevoie de geamurile electrice în spate, adică cu banii ăia, nu știu cât e opțiune, 200 de euro, ori economisești, ori faci asta, ceva o de mașină aici. De genul ăsta, o cumperi doar pentru cumperi tehnica, economia economie. Care ți-o oferă această tehnologie. Păi nu știi ce mi s-a pentru... părut? Deci am luat-o de la dealer cu... Banda, dar oricum la noi e greu. Este devin stresant. Eu nu aș, deci eu nu aș lua asta în România, sistemele astea. Ce vrei tu să faci? Ia. Hai, se pot opri. Păi asta zic, mai bine nu le cumperi. Da, e lege și trebuie să fie. El, da, stop, că și obligat să le aibă. Ideea e că avea rezervorul la 3 sferturi și mi-arăta autonomie 554 de kilometri și rezervorul la plin are 36 de litri, deci în mod util în ea nu e, cred că e un milion plinul, 100 de lei. Adică consumă chiar puțin. Deci la un mers, cum ai mers și tu acum cu plecări din normal, astea, adică consumă 5, am avut cel mai mult pe autostradă la niște depășiri 5,7 pentru scurt timp și după aia a coborât iară media. Adică... chiar e... Dar oricum, trecerea asta când te schimbă treptele, ce de fapt, da. Nu, când e schimbă modurile alea, nu, nu-ți dai seama, doar... Și o aruncă repede în viteză în sus. Auzi motorul că pornește și simți o ușoară vibrație în potea de la motor, dar în rest n-ai. Și îți dai seama odată și după martorul ăsta că, de exemplu, ea acum merge pe pur electric, când se aprinde și cu roșu, a pornit și motorul, doar că ăla poate să ducă, mai are un mod pe home. Ăsta mai e sugestiv, care ți arată care de unde pleacă. Da. Că dacă dai accelerație mai hotărâtă, în roată ajunge și din motor și din baterie. Dacă ne depășește un grăbit. Asta e. Și așa... Sunt curios ventilațiile astea cumva. Oricum, văd că apa s-a ridicat la ea foarte repede, da, și noi stăm de o oră și aici, că am mai filmat mic, altă mașină înainte, plus ce mai ați așteptat voi pe mine. Da, bat ok, nu se opintesc în asta. Oh. Două peste rău, două în auto. Sau așa, așa, la sus. Și îmi place că în lista aia de opțiuni, unde sunt cele 5-6 niveluri de echipare, îți arată punctual ce primești în plus și sunt cumva destul de bine setate, adică, de exemplu, nu trebuie să plătești
cârcă de bani ca să obții opțiuni de bun simț, cum ar fi, nu știu, încărcător wireless sau priză în spate și ce, geamuri electrice. Ce e BEU? BEU este frânarea regenerativă. Uite, dacă e piciorul acum din accelerație, spun în modul ăsta, recuperează accelerat, numai că e ciudățenie, face chestia asta accelerând și motorul termic. Ca să poată să dureze motorul ăla mic electric, ele sunt legate între ele și nu pot fi oprite separat. Aici, de exemplu, sistemul Honda e mai bun. Pentru că nefiind nicio conexiune fizică între termic și roți, regenerarea se face mai eficient. Aici, în schimb, e puțin mai sonor motorul. Dar cu muzica pornită, adică mi se pare că nu mi se pare că se aude motorul în cabină deranjant, cum spun unii, că majoritatea plângerilor legate de hibridele astea e că sunt destul de zgomotoase, că stă tot timpul motorul turat și că n-ai senzația aia de viteze. Dar uite, Honda, de exemplu, a corectat chestia asta prin auditiv. Te păcălește să crezi că ar avea o cutie hidramată cu sunetul ăla de schimbat de ture, dar în realitate e doar o chestie auditivă a motorului, adică nu schimbă cu nimic dinamica mașinii. Acum are pe electric. Am înțeles că ceva gen garantat minim 50% din timp ea merge electric. Adică de aici se salvează. Bă, sincer, tehnologia asta pe mine nu mă fascinează, da, nu înțeleg, nu rolul să o conduci. Dar îmi place cum merge, da, ca mașină, știi? Chiar cred că asta e și scopul. Da, exact. Adică asta am zis și eu, poate și la electrice. Eu nu cred că interesează pe consumatorul final ce tranzistori are în... Clar, cum e făcută. E bine să le știi dacă ești un pasionat. Da. Eu, de exemplu, sunt pasionat și am căutat să înțeleg modurile, dar recunosc că dacă dai muzica tare și apeși accelerația, mașina se conduce cred perfect normal. Cred că nu pusărăm ceva bine prin nu, bagaj. Nu, este... Plăcuța de matriculare, e vorba de suportul de număr. Aha. Eu când am venit am pus un șervețel acolo. Da. Dacă n-ar fi chestia aia... Da, deci ai o vibrație care și, dacă țineți minte, și la Toyota RAV4 hibrid la fel se auze. E vorba de plăcuța aia de matriculare. E închegată pe spartea asta de suspensie, da. Pe trenul de rulare. Are punte pe spate și McPherson pe față. Mașină de clasă mică, nici nu poate. N-are cine să spună independentă pe asta. Cum ți s-a pe față de 208? Cum ți s-a părut? Că la filmare ce? Că sunt cam rude ele. 208 e mai fancy. E o mașină făcută pentru aspect și, deși are și ea varianta aia electrică, aia cred că o cumperi dacă vrei o mașină cu senzație de premium și cu un design fără reproș. Deși și asta e o mașină frumoasă și mai ales în echiparea. Arată foarte bine. Deci foarte pe partea de aspect e chestia de gust. Nu știu, că mie îmi plac ambele. Într-o culoare metalizată, asta e și, exact cum ai spus tu, cea mai de entry, cu alte faruri, chiar arată bine. Chiar arată bine. Și o să o vedeți și pe filmare, pentru că eu când duc mașina asta înapoi, o să trag cadre cu aceea din showroom și o să fie integrat în această filmare. Am înțeles. Adună ceva mare de la Toyota. Păi am vorbit cu ei și o să primească RAV4 plug-in hybrid cu 306 cai. Și sper poate un Hilux sau mai mare, ceva mai arăbesc. Mai mare, nu mai am. Ediția arăbească ceva, nu? Nu, oamenii chiar sunt ok, le-a plăcut ce am filmat, dovadă că ne-au și dat mașina și e nouă, adică avea 90 de kilometri până în dreapta. Știi, nu vrei tu. Îți plac marcale de astea de la Hreau. Și mai are pilotul automat adaptiv, iar e foarte mișto în trafic, păstrează distanță constantă și poți să pleci de aici, așa dai un plus. Doar că intervenția pe frânare e destul de hotărâtă, adică pune pedală, te mișcă un pic. Nu e chestie foarte progresivă. Dar în rest, uite, materiale moi, deci bordul ăsta chiar e surprinzător de moale aici. Se mișcă un pic astea, nu știu care, e adăugat. Așa e prin de fabrică făcută, știi? Dar nu zornăie, că asta cred că contează. N-aș fi pus piano black-ul ăsta aici, că-l zgâri cu genunchiul. Cum, Toyota e un nume, un nume auto și îl păstrează. Păcat că nu, noi la nouă românilor nu ne plac. Am avut o perioadă când ne-au plăcut foarte mult
mai ales primii ani 90, 2005, 2008, erau Toyota, bine, special modelele mari care românii le luau. Atunci nu existau restricții. Nici, da. Nici restricții și nici concurenții ăștia europeni, să zicem, da. Și nici nu era SUV-uri. Mi-e dor de acele mașini. Da. Știu că Toyota încă fabrică, nu știu, o divizie în Gibraltar, nu știu exact. Păi sunt aia care fac seriile 70. Și, da. Se vând și în România alea, dintr-o firmă din Târgu. Cu un preț uriaș. Consistent. Dar alea chiar sunt mașini pentru cine are posibilități financiare. Mihai, să ții una și să o păstrezi pentru 25 de ani. Preț uriaș pentru noi, că dacă calculez cât costă una, ar fi un X6 mai slab dotat. Da, exact. Adică n-ar fi, nu e uriaș. Dar știi ce am văzut, despre alea am văzut tot ce există pe YouTube și spuneau că pot fi sunt făcute Euro 6. Da, le fac conversie în Germania. Dar fără, nu, ei acolo le fac Euro 6 fără componente electronice care să se defecteze la ele, ceea ce este mega wow cu tehnologia. Da, asta adică înseamnă că nu-s motoare forțate. Efect ce ziceai, că păstrează ceea ce merge. Și, probabil, și în continuare, Land Cruiser-ul ăla mare, de cum era G105 ăla. 150. Ăla din 2007. Gincă și în continuare, da. Land Cruiser-ul de America este body on frame, adică are șasiu separat de caroserie, cum e Rexton-ul. Adică sunt mașini care sunt din start gândite. Din nou, și partea asta de siguranță, mașinile astea cu șasiu, nu prea trec testele Euro în cap, dar nu pentru șof, pentru cel care o conduce, pentru cel în care intri cu impactatul. Ea. Exact, că dacă ai intrat cu o mașină pe șasiu într-o altfel de mașină, s-ar putea să treci prin ea, știi? Și la fel, ce mai are mașina asta interesant și trebuie menționat, are în standard, sunt 9 airbag-uri, dintre care unul este central, care împiedică atingerea pasagerilor în caz de unui, în caz de accident, și în spate la fel are cortine și tot, adică stă bine. Am zis că din clasa ei este cea mai sigură mașină. Da, e interesant. Mie mi se pare Toyota un fenomen social pentru partea de Rusia, de exemplu. Adică da, la Rusia a prins este de incredibil succesul lor pe piața rusă. Faptul că, uite, Infiniti se retrage din Europa, pentru din Europa de vest, pentru că au spus că nu văd sustenabilă menținerea unui business aici, în condițiile în care sunt restricții din ce în ce mai dure, cumva prost impuse. Asta e chestia. Și au zis că ei nu acceptă, de exemplu, pe marca lor premium să fie obligat să pună niște motoare care nu-i reprezintă. Și au zis că preferă să se îndrepte spre Rusia și lumea arabă, unde poți vinde cu 3700 V6. Motoare care eu aș lăsa, nu știu, eu aș lăsa și în Europa, desface această curea a impozitării. Dar faptul că nu mai sunt nici europeni nu mai au super motoare și au felul de downsizing-uri, dar taxează-i pe cel care o cumpără. Bă, vrei V8? Plătește la statul respectiv pentru V8-ul tău anual, iar statul cu acei bani va dezvolta spații verzi, va reduce poluarea și așa mai departe. Că din nou, un V8 din 2020, reglat, Euro 6, nu poluează de 10 ori mai mult decât un 1-2 strâns de gât. Păi mă uitam așa, comparativ, de exemplu, un 5 litri V8 de Ford Mustang are emisii de vreo 270-310 grame CO2. Carbon. Ori un motor de 1.6 turbo are 180. Adică la jumate, știi? Adică nu e... E motor de capacitate de câteva ori mai mare. Poze cu ea. Da, e interesant. Bă, oricum, adică, uite, pentru cine face curierat și treburi de-astea, faptul că ai spațiile astea pe aici mi se pare ok. Adică ai loc să pui agende de alea de lucru și tot felul de chestiuni. Da, eu văd utilitatea. Este o mașină cu mult, cu spații, cu deși la început prețul poate părea prețul mare, poate pentru o firmă și o flotă, și uite, probabil iară, se ajustează. Un standard are o cotieră la care, uite, multe mașini din clase superioare în trecut nu aveau așa ceva și are și suport de pahar dublu. Și e și dintr-un material molicel, ca o piele, nu-i textil, adică nu se va uza. Au gândit chestia. Necesită, ca orice mașină, un pic de timp de obișnuință cu... Prea multe chestii astea. Mă crezi? Prea multe. Da, așa e standardul, că oricum, având toate sistemele astea, îți trebuie ecran. Dar ce-mi place, uite, de exemplu, față de Honda, este că poți pune fluxul ăla de putere. A, ți-l arată și aici. Acolo. Îl arată odată aici, dar și aici. Și e o chestie doar de soft, adică oricum se poate face ulterior și, sincer, nu are un...
computer de bord prea inteligibil, cel puțin aici, știi? Mamă, aici. Adică e Excel. Ne ține prezentare, știi? Și în bord, computerul ăla inițial îți arată pe general chestia asta. Ai o medie a călătorii sau o medie totală, dar de exemplu, deși are trip A și trip B în zona asta, nu ți înregistrează separat consumurile pe el. Dar astea sunt chestii de tipicare, adică nu e ceva... Per total, eu zic că e destul de ergonomică și după ce o conduci o oră cam realize sistemele astea care pe unde fac. Faptul că, uite, ăla de te enervează cu banda, îl poți dezactiva ușor direct din buton de aici. Clima asta e, arată și ea drăguț, ai mufă de Android aici, mă rog, USB-ul. Mi se pare că e decent și... Dacă stai să te gândești, chiar și prețul ăla mare, 23.000. Raportat la competiție, ce cumperi cu banii ăștia? Că ați filmat și voi, uite, de exemplu, adică nu prea găsești tehnica asta. Și cred că doar Renault mai are acum pe Clio, a băgat ETEC-ul ăla, plug-in. Nu, este păi sunt, hybrid, sunt trei din astea, trei producători pe clasa mică cu hybrid. Da. Toyota, Renault. Și Honda, cred, nu? Da. Ba nu, și Kia nu e. Ba da, și Kia, dar adică... au pe clasele mai mari. Nu știu dacă au pe Picanto, Rio, așa. Și chestia e că dacă stai să te gândești o mașină de mărime asta de pe la competiție, tot pe la banii ăștia e. Adică un Polo te duci lejer peste 22.000 dacă te-a pus și baginie la opțiune. Adică o să vedeți pe filmare ce mișto arată aia din showroom cu toate opțiunile. Atenție, verificați scaunul da, în spate. Da, asta gen dacă ai o geantă, știi? Deci e un reminder de... Da. Da, nu uitați Cosmin. Să nu uiți copil, să nu uiți ceva de genul. Nu uitați Cosmin în spate. Dacă chiar nu uitați Cosmin în spate. Era chiar. Era prea. Hai să ne luăm la revedere. Da, ce să zic, păi mulțumim Toyota. Toyota și dați-ne Toyota mai multe mașini mai mari. Mai au fost flexibile, eu trebuia să iau mașina asta astăzi în ziua filmării și știam că vreau să vin cu ea aici și am rugat dacă se poate să o iau cu o zi înainte și au fost de acord. Deci ce să zic. Acum chiar sunt curios cum o recepționați, pentru că în general japonezele nu sunt în asentimentul românilor în spectrul general. De, eu cred că greșești. Dacă ne uităm cel puțin la comentariile de pe canal, cred că majoritatea sunt fani japonezi. Sau nu, poate greșesc eu, dar am văzut mulți fani. Cred că sunt și posesori, nu numai. Și da, așa, și mulți posesori. Adică mi se pare... Da, și până la urmă este o abordare puerilă chestia asta nemțești versus japoneze versus coreene versus... Mi se pare da, abordarea da, copilărească, certurile așa prin comentarii bazate nu știi, pe niște... Nu și cu felurile de mâncare, știi? Poate să-ți placă toate, poate exact. Să nu-ți placă unele, ești liber să le alegi pe care vrei, poți să ți le și condimentezi diferit. Și fiecare își personalizează situația. Dar important e că producătorii oferă niște alternative. Și eu zic că o hibridă din asta în oraș și o alternativă la... Și știi ce mi-a plăcut? Acum îmi dau seama. Chiar dacă are un 3 cilindri care e mai vibrator și așa, prin faptul că e oprit destul de mult din timpul în care mergi, nu resimți chestia asta ca pe un deranj. Adică sunt mașini la care 3 cilindri nu se simte cel și oricum, mai plăcut. Pe o clasă mică, tot timpul vei percepe motorul în habitacul. Da, indiferent da, da. De care niciuna va fi, că nu da, poate. Da. E aici, e lângă tine. Și știi ce? Gândiți-vă mișto. Varianta asta de mașină există și Toyota Yaris GR, aia gazură, da, în care are 260 ceva de cai dintr-un motor de 1.6 în 3 cilindri, adică și 4x4. It's a small rocket. Aia exact. E, cred că are record la momentul actual. Sunt curios dacă o aduc în România pe aia, da. Nu știu cine și-ar cumpăra decât un pasionat oricum. Mai e o mașină făcută strict pentru omologarea în competiții. Trebuia să facă un număr minim de... Da, așa că... Nu știu ce să... Am o listă de prețuri în spate, dar cred că puteți foarte bine să intrați și pe site exact. Cu opțiunile să vă configurați. Și până la urmă trebuie să ajungeți la reprezentanță, la dealeri, pentru că... Prețul una e pe, da, plus că astea sunt niște prețuri fără rabla, fără negocieri. Da, de-astea, puteți știi? Obține un preț bun, dar doar acolo, așa de pe foaie e mai mare. Păi cam gata. Cam asta ar fi, astea fiind spuse, ne găsiți pe Instagram, pe pagina de portofele, pe paginile noastre de Facebook. Eu nu vă mai pot primi lista de prieteni pentru că deja are 4 locuri, dar le ține acolo pentru domnișoare. Am 3 locuri pentru că, fii atent, mi-a scris cineva în comentarii la unul dintre clipuri,
Așa? Mihai, vreau neapărat să fim prieteni. Și l-am căutat după numele de pe YouTube și am dat eu cerere de prieten. Foarte bine, Mihai. Dar vezi că dacă vin fete, nu mai ai unde să le mai pui, Mihai. Nu vin, nu. N-avem de unde să știu. Spun eu, nu vin și mai am, ia uite ce. Deci am ajuns la 104. Maica Olga, nu știu cine este. Sau ștergem, că nu e neinteresant. Nu mai am loc, o primeam. Sună foarte politic, Maica Olga. Păi, la revedere! Bye, bye! Bye, bye!